Ești veselă, fâșneață și ești și fată isteață, toți te cred, o parașută. Gata, gata să se pupe. Păi nu-i mai bun o femeiușcă, sobră și prostuță, chiar dacă e rea de muscă, nu cu cel care o adoră sau cu cel care o imploră, ci pe ăsta îl duce la primărie, cu inel și, și cununie. Da, e drăguță și finuță până îl prinde în mâne. Cuță. Iar după ce problema e gata, își arată fața fata, aia de mironosiță, cu cornițe în codiță. Iar bărbatul păcălit plânge după ce a iubit și înțelege că a greșit și că n-a prea nimerit, a crezut că e cel mai tare din parcare. Și când colo a nimerit drept în iadul, a urit. Da, căci femeia prea directă nu le place, că-i suspectă, e suspectă că-i perfectă, iar ei vor marionetă. Da, nu vor una să iubească, vor femei care să-i crească, da, chiar să le facă metenele, chiar dacă sunt vai de ele. Vor femei cât mai ochioase, nu deștepte, nu frumoase, care să tacă sau să spună doar de stele, doar de lună, să le tocânte în strună, dar să nu dea mult din gură, nici să fie prea înțelepte, dar să stea în viață drepte, cel puțin în fața lor, și să n-audă vreun zvon. Uite așa, orice femeie care vrea să aibă cheie, cu inel și primărie, 9 luni îi trebuiește ca să facă ce poftește. Voi da, că să mai crezi în dragostea bărbaților când te amăgesc ei așa, cu 7 de amori și așa, ușor, ușor, cu vorbe parfumate, parcă le știu pe toate. Să vă spun ce s-a întâmplat acum cu unuluță din București. Când am venit în București, m-am îndrăgostit și eu de cineva. Și iată ce am pățit. Eram la Terghiol, în astă vară, și-am întâlnit un tip, o perlă rară, băiat de București, foarte simpatic, și-avea la mână ceas automatic. Mi-a spus că-l cheamă Grig, dar să-i spună Luță, că așteaptă de undeva o mașinuță. S-ar însura, dar n-a găsit femeia, și-am înțeles că eu voi fi aceea. La 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 la. Luță, Luță, ce om, ce suflet rar, ce tip original și ce sentimental. Mă plac bărboții, fiindcă sunt prostuță, însă niciunul nu e cum e Luță. Luță, Luță, e complet alt gen. Luță, Luță, e un gentleman.